Bună seara, dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă. Astăzi seară, ediție specială, o să vedeți ceva foarte util pentru noi toți și foarte interesant. Invitatul nostru din această seară vine tocmai din Anglia și este nimeni altcineva decât Andrew Fretwell, maestru de Tao, pe care îl voi saluta peste 2 minute, cred, este deja în studio cu noi și traducerea emisiunii este asigurată de domnișoara Alexandra Chiru, care ne ajută foarte mult și este o foarte entuziastă susținătoare a domeniului. Până când voi începe dialogul cu Andrew, vreau să vă amintesc un singur lucru, să vă uitați pe dialoguri.info. Avem postate articole noi, printre care și un articol al doamnei profesoare Angela George din Târgu Jiu, un articol foarte interesant care urmează după un prim articol care a fost foarte vizionat săptămâna trecută. Și avem emisiuni noi, dialoguri între minte și inimă, minutul de spiritualitate și meditația săptămânii postate acolo pe site. Și cu aceasta încheiem vorba multă și ne întoarcem la subiectul din această seară. În dreapta mea se află Andrew Fretwell. Bine ai venit, Andy! Welcome, Andy! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! Ne bucurăm foarte mult că apari în show-ul nostru de televiziune. We're very happy you came here. Îți mulțumim foarte mult că ai răspuns pozitiv invitației, atât echipa cât și eu. Me and all my team welcome you and thank you for being here. În seara aceasta vreau să-ți propun să discutăm puțin despre spiritualitatea adevărată. Tonight I would like to talk about true spirituality. Subiectul este delicat, fiindcă, așa cum vorbeam înainte de emisiune, mulți preferă kiciul spiritual. It's a delicate subject because, as we talked before the show, many people prefer fast food spirituality. Da, exact, fast foodul spiritual este o expresie a unui prieten al meu, Valentin, pentru căruia îi mulțumesc pentru asta. La fel ca și pe tine, m-a făcut să râd foarte mult și de multe ori. My friend Valentine, he had this expression and I thought it's really funny and it made me laugh like it does for you. I think it's great because you know, you eat fast food and it tastes good in the beginning, you know. Cred că e minunat pentru că știi, but afterwards mănânci, you feel like it didn't really satisfy, you know. Când mănânci mâncare fast food, la început te gândești, mamă, ce gust bun are, dar după aia vezi că nu te-a satisfăcut cu adevărat. It's a great metaphor. It's a great metaphor. Și rămâi și cu foarte mult colesterol, and, ceea ce nu e bine. And you're stuck with a lot of cholesterol, exactly, which is not really good. Exactly. Este foarte util și nu ușor. It's really useful and it's not easy. Să mergem pe calea spiritualității autentice. To walk a true spiritual path. Și pentru asta, and because of it, aș interveni cu o primă întrebare. I would ask you something. Mi-am pus problema de multe ori ce înseamnă evoluția pentru noi. Many times cum I wonder, înțelegem evoluția? What's evolution for us? What do we understand evolution to be? Great question. E o întrebare minunată. Great question. Foarte bună. Și dificilă. And difficult. I think it's quite simple actually. Eu cred că de fapt e foarte simplu. Dar nu ușor. Yeah. But not easy, he says. I think we just have to look and feel inside ourselves first of all. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne uităm în noi și să simțim ce este. So if any one of us just sits quietly for a while. Dacă oricare dintre noi ne-am așezat puțin și am stat în liniște un pic. And we don't distract ourselves. Fără să ne lăsăm distrași. Very soon we're going to become aware of agitation inside of us. În scurt timp vom deveni conștienți că există agitație în interiorul nostru. To do something. O nevoie de a face ceva. To go somewhere. Să mergem undeva. You know, and so what is that? What is that ce agitation? Ce e agitația asta?
What is that? Despre ce e vorba? Da. Well, let's wait. Let's let the question sit with us. What is that agitation? Să lăsăm întrebarea asta să intre în noi. We could ask all your viewers to do it right now. Just sit. Și putem să rugăm și telespectatorii să facă același lucru, să se așeze și să simtă. And just feel that. Doar să simtă. That agitation inside the body. Acea agitație din interiorul corpului. And I would like to invite you. Și aș vrea să vă invit. That instead of letting that rule your behavior. Ca în loc să lăsați această agitație să vă conducă comportamentul. To go into that agitation. Să pătrundeți în această agitație. To go into that unease. Să intrați în această neliniște. And see what it truly is. Și să vedeți ce este cu adevărat. Mm-hmm. So for me, evolution has a lot to do with accepting. Pentru mine, evoluția are mare legătură cu acceptarea. That we feel deeply uncomfortable being here in the physical world. Acceptarea faptului că ne simțim profund în disconfort cu faptul că suntem aici în lumea asta fizică reală. And if you're really brave and courageous, și dacă ești cu adevărat curajos, you will start to explore that feeling. Vei ajunge să explorezi acest sentiment. In the cells in your body. Pentru că este de fapt în celulele corpului tău. That is evolution. Și asta este evoluția. Evolution wants us to go inside. Evoluția vrea ca noi feel that discomfort. Să intrăm în interiorul nostru și să simțim acest disconfort din noi. This is the way we learn. Așa învățăm. It's the way we always learn. E felul în care învățăm tot timpul. So remember I gave the example of when we were a small child. Îți aduce aminte, spuneam exemplu când suntem copii. We're very aware of mommy and daddy. Mm-hmm. Suntem foarte conștienți de mama și tata. And we see mommy and daddy tying their shoelaces. Și vedem cum mama și tata își leagă șireturile. So first of all we have the awareness. Deci prima dată avem conștientizarea. Wow. I'd like to do that. Mi-aș dori și eu să fac asta. That feels like the next step in my evolution. Și asta pare să fie următorul pas în evoluția mea. Of course, that's not what the child's thinking. Sigur, nu asta gândește copilul. But I'm just using that as an example. Dar folosesc asta ca exemplu. So then the child goes, oh well, I'm going to try and tie my shoelaces. Și copilul spune, ah, voi încerca și eu să-mi leg șireturile. And then all of you, if you can remember what that felt like. Și vă invit să vă aduceți aminte cum v-ați simțit când ați făcut asta. It was deeply frustrating. Era profund frustrant. My God. Dumnezeule. How do I do this? Cum să fac asta? Yeah? But eventually. Dar până la urmă. With compassion. Cu compasiune. With love. Cu iubire. With patience. Cu răbdare. You learn to tie your shoelaces. Înveți să-ți legi propriile șireturi. And you have a breakthrough. Și ai o revelație. And you, mommy, daddy, look what I did. Și începi să strigi bucuros, mami, tati, ia uite ce am făcut. And then it becomes integrated in the child's life. Și apoi se integrează în viața copilului. And then the next challenge. Și apoi vine următoarea provocare. I want to ride a bike. Vreau să merg pe bicicletă. And that's the process of evolution. Și asta e procesul evoluției. Awareness. Conștiință. Confusion. Confuzie. Challenge. Provocare. Feeling uncomfortable deep inside. Sentimentul de a nu mă simți confortabil în interior. You see, most fast food spirituality wants to bypass that. Vedeți voi, spiritualitatea fast food vrea să sară peste această etapă de confuzie. Go from the awareness to the breakthrough. Vrei să treci direct de la conștiență. Life is not like that. La revelație, dar viața nu e așa. A seed. Sămânța. To become a tree. Vrea să ajungă copac. Has a lot of work to do. Dar trebuie să muncească pentru asta. So this is all that's required. Asta e tot ce am nevoie. Recognition that evolution. Să recunosc că evoluția has these four stages. Are aceste patru stadii. Awareness. Conștientizare. Confusion or the unknown. Confuzie sau necunoscut. The uncomfortableness. A nu ști și disconfort interior. And when we start to accept that. Și atunci când începem să acceptăm asta. Instead of trying to fix it. În loc să vrem să reparăm solve it, sau să rezolvăm, but actually see it as the most natural thing. Ci pur și simplu să ne uităm la asta ca cel mai natural lucru. And then it's easy. Și atunci devine ușor. But we make it much more complicated. Dar noi suntem cei care facem asta mai complicat decât because e. We want to bypass it. Pentru că vrem să sărim peste etape. So if you look at your life, you'll see așa that process. Dacă te uiți la viața ta, vei vedea it's acest a great proces. Question. Thank you for the question. E o întrebare minunată, îți mulțumesc. Cu plăcere, e o întrebare inspirată din viață totuși, adică este, mi se pare chiar legitimă. It's a question inspired by life and it's like a legitimate question. Yes.
După cum se spune, e o vorbă, toată lumea vrea să ajungă în rai, dar nimeni nu e dispus să moară pentru asta. It's a saying that says everybody wants to go to heaven, but nobody is willing to die for it. Sure, exactly. Așa este, exact. Avem de-a face exact așa cum discutam înainte de emisiune, cu o obsesie a multora. Many people are obsessed. De a evita provocările. They're obsessed to bypass challenges. Yes. O teamă de a evita provocările. Mi s-a întâmplat și mie și am văzut cum li se întâmplă și celor din It happened to me jurul and I meu. Could see it happening to other people around me. It happens to all of us. We all want to bypass challenges. Mi se întâmplă tuturor. That's so human, right? E foarte uman asta. Cu toții vrem să sărim peste provocări. It's human, but it's not the path of nature. E natural pentru oameni, dar nu e calea naturii. And it's really because of evolution. Și din cauza evoluției. It's really because our neocortex. Din cauza neocortexului nostru. Developed only about 20,000 years ago. Pentru că el s-a dezvoltat numai acum vreo 20.000 de ani. It's a wonderful thing. Și e un lucru minunat. And it's put men on the moon. Pentru că a dus oamenii pe lună. But from the point of view of spirituality. Dar din punctul de vedere al spiritualității. The neocortex separates us from others. Neocortexul ne separă de ceilalți. And makes us feel separate from life. Și ne face să ne simțim separați de viață. So the neocortex is still developing. Așa că neocortexul încă. And we haven't reached the truth of what it is to be a human with a neocortex yet. That's coming. Încă evoluează și noi nu am ajuns încă la adevărata potențialitate a ceea ce înseamnă That's să coming. Fii un om cu neocortex. That's încă, coming. Dar va veni. So that neocortex tells us it should be easy. Neocortexul nostru ne spune, ar trebui să fie ușor. We put a man on the moon. Da, uite, am pus un om so, pe lună. Spiritual growth should be just like așa că și creșterea spirituală ar trebui să fie la fel de ușoară. We should be able to do it like that. Ar trebui să putem să o facem But repede. Of course, to put a man on the moon took a lot of effort. Dar sigur, ca să ajungi pe lună a fost nevoie de mult efort. We have to see that the mind is really the problem in a way. Deci trebuie să vedem că într-un fel mintea este problema. So, for me, spirituality is learning to allow our hearts to be the master. Pentru mine, spiritualitatea înseamnă and the mind, the servant of the heart. Să las inima să fie maestru, iar mintea să fie cel care servește inima. So that's why it's important just to go into our bodies. De asta este important să pătrundem în corp. And just feel how uncomfortable we feel being. Și să simțim cât disconfort este în a fi om. And when we accept that. Și când acceptăm asta, magic happens. Se întâmplă magia. Real and evolution happens. Actually. E o magie adevărată și evoluție. Really, that's the key. Asta este cheia cu adevărat. That's the key. Asta e cheia. Da, este rolul major al acceptării în viața noastră. Yes, it's the major role that acceptance plays in our life. Eu te-aș întreba. I would ask you. Cum luăm o decizie când How avem o problemă? Cu ce parte a ființei noastre luăm decizia? Great when question. We have a problem, with what part of our body we take that decision? E o întrebare foarte bună. Frumos, mulțumesc. Wonderful question. Yeah, so how do we make clear decisions? Cum luăm decizii clare? Because decisions define our life. Pentru că deciziile ne definesc viața. The reason you're here, motivul pentru care ești aici, the reason I'm here is because aici, of decisions we've taken. In our life. Este rezultatul unor acțiuni, decizii pe care le-am luat în viața noastră. So for me this has been a big learning process. Pentru mine asta e un proces de învățare foarte mare. And what I learned was that decisions that are made in clarity. Și ce am învățat este că deciziile luate în claritate are the true decisions. Sunt deciziile adevărate. So for me decision making is Pentru not about mine, thinking. Să iau decizii nu are legătură cu gânditul. It's not about feeling. Cu simțitul. It's about clarity. Ci cu claritatea. And we need time to make a clear decision. Și avem nevoie de timp ca să luăm o decizie clară. And unfortunately, we live in a world. Și din păcate, trăim într-o lume. Where there's so much pressure on us to make a decision right now. În care este foarte multă presiune să luăm o decizie acum. So we have the external pressure. Așa că avem presiunea din exterior. And then we have the internal pressure. Și presiunea interioară. Like we fear
ne temem that if we don't take a decision quickly, că dacă nu vom lua o decizie rapid, somehow or other we're going to suffer. Într-un fel sau altul vom suferi. And my suggestion is, and my experience has been, și sugestia mea, și asta este și experiența mea, the longer I wait, cu cât aștept mai mult, the more clarity comes. Cu atât mai multă claritate are. Especially with very important decisions. Mai ales cu deciziile like foarte importante. Cum sunt cele care îți schimbă total viața. Mm. So some decisions in my life have taken 2 years. Unele decizii din viața mea au durat 2 ani până să le iau. Se întâmplă și poate că poate că este chiar mai bine așa, fiindcă ai vorbit despre, mi-ai dat un răspuns foarte profund. And maybe it's better like this. You gave me a very deep answer. Fiindcă mi-ai vorbit despre cum să iei decizii bune. You talked to me, nu doar decizii, about how to take good decisions, not just decisions. Well, it's not so much good because it may not feel good. Nu e vorba despre decizii bune. That's something to understand. Asta e important de înțeles, mm-hmm, pentru că nu tot timpul ai să simți că-s bune. Your decision may not feel good to your mind. Poate că decizia ta pentru emoțiile tale sau pentru mintea ta nu o să se simtă ca o decizie bună. But it resonates with your truth inside. Dar va fi o decizie care rezonează cu adevărul tău interior. So sometimes I've had to take decisions that on the outside looked like painful decisions for people. De multe ori eu am luat decizii care din exterior păreau să fie decizii dureroase pentru oameni. But on my inside were correct decisions for myself. Dar în interior erau decizii corecte pentru mine. And certainly as you evolve, și pe măsură ce evoluezi, you're going to have to make more and more of those types of decisions where you can't be influenced by external situations. Yeah, we call integrity is the word actually, mm-hmm, integrity. Va trebui să iei decizii care pot să nu fie confortabile pentru lumea din exterior, se numește, sunt decizii cu integritate. And something very important to understand about integrity is, și un lucru foarte important de înțeles legat de integritate, if it's a correct decision for you, este că dacă este o decizie corectă pentru tine. And what I mean by correct decision is it coming from a place of compassion and love? Și ceea ce vreau să spun este, e corectă pentru tine dacă vine dintr-un spațiu de compasiune și iubire. It will automatically be a correct decision for everyone in your environment. Și în mod automat va fi decizia corectă pentru toți cei din mediul tău. And that's a beautiful thing. You can trust that. Și asta e un lucru minunat și poți să ai încredere în el. Da, într-adevăr așa este și constat, yes, cu plăcere că rezonezi foarte bine cu România. Yes, it's true, and I see that you resonate with Romania. Și am să-ți explic și de ce, fiindcă în română când spui că iei decizii bune, exact la sensul acela de decizie ne referim. And in Romanian, when you say you take good decisions, you mean that, what you explained. Yeah, integral decisions. Decisions that resonate with the silence or the spirit inside of you. Decizii interne, decizii care rezonează cu tăcerea din interior, cu spiritul. Integre. Another way to say that is you follow your internal value system. Un alt mod de a spune este că îți urmărești sistemul de valori interioare. So, values of in the Taoist path we call these virtues. Valorile în sistemul like taoist, compassion, sunt numite virtuți. Kindness, honesty, iubire, courage, compasiune, curaj, gentleness, onestitate, blândețe. So these values never change. Aceste valori nu se schimbă niciodată. They're unchanging. Sunt neschimbate de-a lungul so timpului. So when we make decisions based on those unchanging values, și atunci când luăm decizii bazate pe aceste valori care nu se schimbă, they're always correct. Ele sunt tot timpul corecte. And they always bring us peace. Și ne aduc pace tot timpul. But they may not bring the mind peace. Sigur, nu și minții noastre. That's important to understand. Și asta e important de înțeles. Because the mind live in a world of good and bad, up and down. Pentru că so mintea trăiește într-o lume duală, sus, jos, bun, that's rău. That's why it's torture to make an important decision. De asta e o tortură să iei o decizie importantă. I'm sure many of your viewers will recognize, sigur, what I'm saying. Că mulți telespectatori vor recunoaște ceea ce spun. If you try and use your mind to make a decision, dacă încerci să-ți folosești mintea ca să iei o decizie, the mind will give you all the pros and all the cons. Mintea o să-ți spună care sunt părțile pozitive și părțile negative. But it won't bring you clarity. Dar nu-ți va aduce claritate. Only the heart can bring you clarity. Doar inima îți poate aduce only claritate. Your values can bring you clarity. Doar valorile tale îți pot aduce claritate. And that's what it means to be human. Și asta înseamnă să fii uman. Is to listen to those internal values. Să asculți aceste valori interioare. And you see this playing out collectively now. Și vezi cum se joacă asta la nivel really colectiv. To talk acum about this. You know, this immigrant crisis.
criza imigranților. And when I look at the TV, când mă uit la televizor, and I was listening to the Hungarian minister, îl ascultam pe ministrul Ungariei. You know, and he's saying, we have to have the rule of law. Care spune trebuie să avem regulile în conformitate cu legea. And anyone who listened to their heart, dar oricine își ascultă inima știe that that's not a compassionate response. Că asta nu este un răspuns plin de compasiune. I had this idea that we should make a little cartoon, you know. Aveam o idee, ar trebui să facem ca un fel de desen animat. And Iraqian refugees. Și în loc să we should make them Hungarian refugees. Refugiați irakieni, mothers and children and grandchildren. Refugiați din Ungaria, and cu bunici și cu nepoți și cu de toate. They would open the gates. Și vă garantez că și-ar deschide porțile atunci. And this is the sadness in our society. Asta este tristețea în societatea noastră. That we define ourselves by our borders. Ne definim pe noi înșine în funcție de granițele noastre. Not by our hearts. Nu în funcție de inimile noastre. Deeply, I think all of us feel deeply sad about that situation. Și cred că cu toții simțim tristețe în legătură cu această situație. And for me, I'm really happy it's in the world stage now. I'm really happy about that. Iar eu mă bucur că acum această scenă se joacă pe în fața marilor ecrane a lumii. Because it's reminding us how we do that to our own hearts. Pentru că ne aduce aminte de faptul că noi facem același lucru inimii noastre. Eu îmi folosesc uneori logica ca să-mi neg propria inimă. But at least și ok, e în regulă, dar măcar pot să fiu sincer în legătură cu asta. Da, o explicație foarte frumoasă a beautiful explanation. Diferențelor între minte și inimă, la fel cum este și titlul emisiunii. Of the differences between heart and mind, like the title of this show. Va trebui să luăm o scurtă pauză în acest moment, conform formatului, și am să revin cu o întrebare, sper eu, utilă și interesantă după publicitate. We'll have to take a short break now, and after the commercial, I'll come back with a different question. Thank you. Thank you. Wonderful questions. Terapii pentru trup și suflet se realizează în această seară împreună cu domnul Andrew Fretwell, maestru Tao, și cu domnișoara Alexandra Chiru, care ne ajută cu traducerea doar în seara asta. Altădată sperăm că ne va ajuta cu mai mult, sperăm să extindem colaborarea. Andrew, am o întrebare pentru tine. I have a question for you. O întrebare foarte comună pe care ne-o punem foarte mulți dintre noi, cred. Question. Cum este bine să ne descurcăm cu emoțiile în viață? How should we handle emotions in life? Well, there's no doubt that emotions are much more powerful than our mind. Sunt convins, nu e niciun dubiu că emoțiile sunt mult mai puternice decât mintea noastră. You only have to look around at the world to see the truth of that. Trebuie doar să te uiți la lumea din jurul nostru ca să vezi adevărul. So I think it comes back to that first experiment I invited your viewers to do. Și cred că are legătură cu primul experiment pe care l-am invitat. Just to stay present with these uncomfortable emotions or uncomfortable feelings inside of yourself. Am invitat telespectatorii să stea în prezență, să simtă toate sentimentele de disconfort în legătură cu emoțiile din interior. Really develop clarity. Și să lase claritatea să dezvolte. About what emotions truly are. În legătură cu ceea ce sunt emoțiile cu adevărat. So one of the things that I've noticed, unul din lucrurile pe care le-am observat, is that I can't rely on them.
E că nu mă pot baza pe ele. Because they're always changing. Pentru că se schimbă tot timpul. You know, so we can wake up one morning. Putem să ne trezim într-o dimineață. We can feel amazing. Și să simțim că sunt ne simțim. All sorts of plans, you know. Ne mai pomeni că avem o grămadă de planuri. The next morning we wake up. A doua zi ne trezim. Then we can feel completely different. Și ne simțim total diferit. And all of our plans disappear. Și toate planurile noastre au dispărut. Because we feel that we have to have that constant emotional juice, you know. Pentru că simțim că avem nevoie de acest suc emoțional puternic, constant. And most people live their lives like that. Și majoritatea oamenilor își trăiesc viețile așa. Bounced backwards and forwards by their emotional wave. Sărind înainte și înapoi ca pe un val emoțional. So again, we just need to see it clearly. Din nou, avem nevoie doar să vedem asta cu claritate. Look at that in your life. Să te uiți la asta în viața ta. And see that it's not reliable. Și vezi că totuși nu poți să ai încredere în asta. Now we have much purer feelings. Acum avem sentimente mult mai pure. These are related to the virtues. Care sunt în legătură cu virtuțile. Those are reliable. Pe alea ne putem baza. Compassion. Compasiune. Love. Iubirea. But they're not really feelings. Dar nu sunt chiar sentimente. Although we identify them as such. Chiar dacă noi credem că sunt. They're states of being. Sunt stări de a fi. So this is why we have meditation. De asta avem meditație. This is why we have awareness of breathing. De aia suntem conștienți de respirație. And I would say the most important thing is awareness of your body. Și aș spune că cel mai important lucru este conștiința corpului tău. Because the body has a certain stability. Pentru că corpul tău are anumită stabilitate. And if we keep coming back to the body. Și dacă ne tot întoarcem la corp. Coming back to our breath. Ne reîntoarcem la respirația noastră. Breathing into the emotions. Respirăm în emoții. We will reach a place of clarity. Vom ajunge la acel loc de claritate. But to do that, we have to slow down. Dar pentru a face asta, avem nevoie să încetinim ritmul. Deeply, deeply slow down. Să încetinim profund ritmul. So I think it's much better that people experiment for themselves. Cred că e mult mai bine ca oamenii să experimenteze. Rather than I give you an intellectual answer. Ei înșiși decât să vă dau un răspuns intelectual. Mulțumesc, e un răspuns extraordinar de bun și profund. It's a deep, wonderful answer you gave me. Noi am vrea totuși, oamenii sunt people are cu o gândire scurtă, ca să zic așa, are în thinking general. Short term. Yes. Și ar vrea să trăiască doar emoțiile pozitive, să nu aibă și partea de dedesubt a sinusoidei. And many people would like to live just the beautiful emotions, not experiment the downfall. Sure. Cu siguranță. Și constatăm că asta nu se poate, de fapt. And we can see that that's impossible actually. Yes. Da, and așa it does, and it doesn't bring fulfillment. Și nici nu aduce împlinire. It doesn't bring a sense of completion. Nu aduce un sentiment de completitudine. So actually what we're really looking for is fulfillment. De fapt, ceea ce căutăm este împlinirea. What we're really looking for is love. Ceea ce căutăm cu adevărat e iubirea. And my understanding, my experiences. Și înțelegerea mea, experiența mea. That human beings are love. E că ființele umane sunt iubire. So we actually lie to ourselves. De fapt ne mințim pe noi înșine. When we say I want to live with these good feelings. Când spunem că aș vrea să trăiesc cu aceste sentimente frumoase. Because we're already love. Pentru că noi suntem deja iubire. This is the great teaching of all the great spiritual teachers, right? Asta este învățătura esențială a tuturor căilor spirituale. The kingdom of heaven lies within. Raiul este în interiorul nostru. So we are love. Deci noi suntem iubire. But we forget. Dar uităm. And we have barriers and protection around that love. Și avem bariere și protecții în jurul acestei iubiri. So that's my answer is we have to really contemplate. Asta este răspunsul meu. Trebuie să contemplăm what cu adevărat. The human being is. Ce este ființa umană cu adevărat? And you, I was just driving in the taxi, you know. Și veneam cu taxiul. And there was a man on the street. He had an accident. Și era un om pe stradă, avea un accident. Și am fost foarte atins. Because there were people all around. Pentru că erau oameni de jur împrejur. And they were showing their love. Și își arătau iubirea. Support. Susținerea. And that's the nature of a human being. Și asta este natura ființei umane. It seemed like when a crisis come, it come out, you know. Pare că atunci când suntem într-un moment de criză aceasta. And it's natural for us that.
este la suprafață. It's the most natural thing. If someone's hurt, în mod natural, dacă cineva e rănit, we move forward. We want to help. Vrem să ajutăm. And that's what's painful about this whole thing with the immigrants. Și asta e dureros în legătură cu imigranții. În România am avut și noi o asemenea experiență, nu cu imigranți, ci cu un mare cutremur în 1977. In Romania in 77 we had a similar experience, not with immigrants, but with a big earthquake. Și atunci toată lumea a sărit să-i ajute pe ceilalți. Deci a fost o... And many people wanted to help the others. Au murit foarte mulți oameni și foarte mulți oameni pe care poporul îi iubea. Many people died, many loved people died. Au fost foarte mulți răniți. Many people were injured. Dar în același timp, but in the same time, a fost o experiență extraordinară de unitate națională. There was a tremendous experience of unity, of people uniting. Yeah, and that's what we want. We și crave asta căutăm. This asta is natural for human beings. Pentru că este natural. And evolutionary, we're moving towards that. E natural pentru ființele umane și we din can't punct de vedere carry on this way. Evolutiv ne îndreptăm we pe know calea that in asta. Our hearts. We know that. Pentru că nu putem să mai mergem așa we cum am făcut-o până acum și știm asta în inimile noastre. So it's natural for human beings this. E natural pentru oameni. To care. Să le pese. To be compassionate. Să aibă compasiune. It's natural for us. E natural pentru noi. Da. Putem yes. spune că este o una din țintele evoluției această stare. It's one of the targets of evolution to be in the state. To realize that it's there. Să realizăm că este acolo. You see, we just conștientizăm. It's there. It's always there. To be aware of it. It's yes, to live it. Da. Pentru că ea este tot timpul acolo, okay. dar să o trăim și să avem încredere evolution în ea. Is about trusting that. Evoluția are legătură cu a avea not the încredere mind, not trusting în the mind, not trusting the ideas, nu not trusting the rule of law. Nu despre a avea încredere în minte heart. Sau în legi sau în ce, doar a avea încredere în inimă. Yeah, it's always guiding us. Pentru că ne ghidează tot timpul. Da, mai făcut să fiu puțin pe gânduri, pe niște gânduri plăcute. I have a lot of thoughts right now, but they're really pleasant thoughts. Luăm din nou o scurtă pauză așa cum trebuie și revenim cu niște întrebări referitoare la spiritualitate. We'll take another break and come back with questions relating spirituality. Școala spirituală se realizează alături de domnul Andrew Fretwell, maestru Tao, și domnișoara Alexandra Chiru, care ne ajută foarte eficient și foarte zâmbitor în această seară cu traducerea. Andrew, următoarea mea întrebare ar fi Andy, my next question. Legată de scopul experiențelor negative în viață of negative experiences in life. Și modul în care umbra noastră ne ajută să evoluăm. And how does our shadow help us evolve? Fiindcă avem cu toții o umbră. Because we all have one shadow. Oh, da. We have a lot. Avem mai multă umbră, nu doar una. I think we have to look back over our life, you know. Cred că ar trebui să ne uităm peste viața noastră. So I'm sure you, sunt sigur că tu, Alexandra, and Alexandra myself, și eu, all of your viewers, și toți telespectatorii voștri. If you look back over your life, you'll see many challenges, many shadows. Dacă vă uitați în viața voastră, veți vedea multe provocări Correct. Și multe umbre. And I guess the Correct. Question I would have for all of you. Și cred că întrebarea pe care aș avea-o pentru voi now, toți. Now looking back, acum când vă uitați înapoi, would you not want to have lived those? V-ați fi dorit să nu fi trăit acele momente? Nu. Nu.
Nu cred, culmea este că mă gândesc la cele din viața mea. Actually, I'm thinking about my life and și îmi dau seama că făceau parte din viață. And I realize they're part of life. De fapt că m-au format, m-au ajutat să fiu ceea ce sunt și m-au ajutat să evoluez. That actually they formed me in a way, they helped me be who I am and they helped me. Exactly. Exact. Exactly. That, and it's the same what I talked about at the beginning. Este același lucru de care vorbeam la început. When we want to evolve, când vrem să evoluăm, we always come to a place of the unknown. Ajungem tot timpul la un loc necunoscut. And if you look, și dacă te uiți, most challenges are in life. La majoritatea provocărilor din viață. Are related to your inability. Ele sunt legate de inabilitatea ta. To accept the unknown. Incapacitatea ta de a accepta necunoscutul. So it's not so much. Nu e atât de mult legat de the pain of life. Durerea vieții. It's challenging. Nu atât de mult durerea vieții cea care ne provoacă. It's more our resistance to that. Ci mai degrabă rezistența noastră so la that's the difference between suffering. Asta e diferența între a suferi și durere. So pain is really of the whole being. Durerea este ceva ce simți în întreaga ființă. So when we look at those atunci, children, când ne uităm la copii, that are running from Syria, la copii care fug din Siria, our whole being feels pain and compassion for them. Întreaga noastră ființă simte pain, durere și compasiune pentru ei. How can that be in this cum world? E posibil să se întâmple asta în lumea that asta? A child has to suffer like that. Ca un copil să sufere atât de so mult. So we feel that. That's pain. Și simțim right? Asta, asta e durere. But then suffering is. Dar apoi suferința. Why? Why is it like that? De oh, ce? We have to do something about it. And de ce e așa? And trebuie să fac ceva în legătură cu asta, da? You know, and vezi? And we start to have a mental process with the pain. Începem să avem un proces mental în care implicăm durerea. So when we learn, când învățăm, to accept, să acceptăm, that life has two poles. Că viața are doi poli. It has are night. It has day. Are noapte, are zi. I mean, we would never say. N-am spune niciodată. The night is not useful. Let's do away with the night. You know? Noaptea nu e folositoare. Hai să o scoatem din peisaj. But that's how we want to live. Dar așa ne-am dorit să trăim. I mean, no one și wants e de înțeles că nimeni nu vrea să simtă acea durere. But it is part of life. Dar este totuși parte din so viață. It has a higher purpose. Așa că are un scop mai înalt. And this is the whole teaching of the Gene Keys, which is the book we're going to talk about. Vorbește cartea Cheile Genelor, cartea so despre care vom vorbi în curând. All of these challenges have a hidden gift inside. Pentru că toate aceste provocări au un dar mare ascuns în interiorul lor. So my invitation to all of us is to just accept that life sometimes is painful. Invitația mea pentru noi toți este să acceptăm că viața uneori este dureroasă. And nothing's going wrong. Dar că nimic nu merge rău. There's an intelligence behind it. Pentru că este o inteligență în spatele oricărui proces. Actually, love is behind it. De fapt, iubirea este în spatele oricărui proces. Love is behind it. Iubirea este and cea evolution is behind it. Din spate, evoluția este your cea care evolution susține evoluția ta. If there wasn't pain, we wouldn't grow. Iar dacă n-ar fi fost durere, nu am fi putut exact crește. We would exactly never grow. We would just sit nu and am fi crescut niciodată. Doar am fi stat și nu am fi făcut nimic. And you know what that is? Și știi ce e asta? That's death. Aia e moarte. Poate mai rău decât yeah moartea chiar. That's not life. Maybe even worse than death. Yes. Da, nu este viață. At least așa death este is a movement. Cel puțin moartea este și ea o mișcare. Da, okay. Și moartea e un proces natural. And death is a natural process. Yes. Da, face parte din viață până it's la urmă. It's part of life in the end. Yes. Dar, da. Ai vorbit mai devreme despre integritate. About în prima, integrity. În prima rubrică și aș vrea acum să and now I would like te rog să spui câteva cuvinte despre integrarea experienței noastre ca oameni. To talk more about how do we integrate our experience, our worldly experience. Adică să trecem de la integritatea personală la integritatea experiențială. How do we go from our personal integrity to integrating our experience as a whole?
How do we go from our personal integrity to integrating our experience? I think trecem de la integritatea personală la a integra experiențele noastre. Very simply, always coming back to your values, always Foarte coming simplu. Back to your virtues. Te întorci tot timpul la valorile and tale. And continually making decisions from those places. La virtuțile tale și iei în mod continuu decizii mm-hmm. din acest loc. I think I already answered that question. Cred că am vorbit despre asta. Mm. Da. Integritatea personală sau în evenimente. Integrity, personal integrity or integrity related to events, different events. Presupune să ajungem să means to be able to luăm niște decizii bune sub presiune. Take good decisions even under pressure. Cum vorbeam mai devreme. Like we were saying before. Oamenii vor soluții. People want solutions. În general, aș vrea să te rog să vorbești generally, mai mult pe marginea acestui subiect, să dezvolți puțin subiectul, fiindcă simt că oamenii și-ar dori un asemenea răspuns mai complet. People want solutions and I feel that many of our spectators would like to have a broad answer about it, so I would like you to talk more if you can about okay, it. Okay. So, da. Poate so chiar again, tehnici, poate maybe techniques or I mean, I think the whole talk we've been talking about this. So de până acum, when you say solution, am spus că usually atunci când spunem what soluții, most people mean by that is a mental answer. Ceea ce majoritatea oamenilor vor să spună atunci când folosesc cuvântul soluție right? să găsească mm-hmm. o scăpare. Right? Exactly. Fast food spirituality, right? Yes. I'll give you a solution. Soluție înseamnă să scap de presiunea right. sentimentelor din interior. So, și atunci am să-ți dau eu o soluție. So, what did the Buddha say? Ce spunea Buddha? Yeah. Many people confuse my teachings. Mulți oameni fac o confuzie între ceea ce predau eu, învățătura pe care o ofer, with the destination. Cu destinația. Right. Fac o confuzie între destinație și ceea ce și calea de a ajunge acolo. So I just want to encourage all of your viewers. Așa că vreau ca să încurajez telespectatorii. To trust themselves. Să aibă încredere în ei înșiși. They don't need a teacher. Nu au nevoie de un maestru. We have our own guidance system inside of us. Fiecare dintre noi are propriul sistem de ghidare interioară. It's wonderful to have a teacher who's inspiring. E minunat să ai un profesor, un maestru care să te inspire. But one of my goals in life, dar unul din țelurile mele în viață, is to give people or to show people spiritual independence. Este să le arăt oamenilor propria lor independență spirituală. So if your viewers just dacă telespectatorii tăi take some time, își oferă niște timp lor, feel how uncomfortable they feel in their body. Să simtă cât de mare este disconfortul din and corpul lor. Trust it. Și să aibă încredere în acest so disconfort. That seems crazy to the mind. Știu că par o nebunie that pentru seems minte. Crazy. Par o nebunie totală yeah. pentru minte. But use your clarity. Dar folosește-ți claritatea. Every time you look for a solution outside. De fiecare dată când cauți o soluție did în exteriorul it bring you a tău, sense of fulfillment? Ți-a adus un sentiment de împlinire? No. Nu. Especially if it's a fast food solution. Mai ales dacă este o soluție de no. tip fast food. It's nu. Like that story, right? E ca acea poveste, the da? Child. Copilul. When he learns to tie his shoelace, he has to do it himself. Când învață să-și lege yes. propriile șireturi, his trebuie parents să învețe. Are hopefully supporting him. Trebuie să învețe singur. Sigur, poate părinții sperăm să-l ajute. They're not showing him how to do it. They're just saying, yeah, come on. N-o să-i arate yeah. cum se face, dar îl vor încuraja, vom spune, we're here. Hai, poți, suntem aici pentru and tine. Even though it's frustrating for him, și chiar dacă pentru copil este eventually frustrant, have a breakthrough. În final va avea o revelație. So we need to be like that child. Iar noi avem nevoie să fim ca we acel have to copil. Trust our challenges. Să avem încredere în provocările that noastre. They have wisdom inside of them. Să avem încredere că provocările care ni se arată they really have wisdom. Au înțelepciune cu adevărat în interiorul lor. Incredible wisdom. O înțelepciune extraordinară. Da, este yes. un
Un răspuns extraordinar de profund și îți mulțumesc că ai acceptat să insistăm puțin pe treaba asta, fiindcă for accepting to go deeper in this, because de multe ori mi s-a întâmplat să aud întrebări many de genul, da, bine, ai dreptate, dar that said, yes, well, but știi cum se întâmplă, oamenii insistă și insistăm cu toții până la urmă, am trecut prin prin etapa respectivă. People insist and maybe all of us insistă să caute soluții în sensul ăsta. Search for solutions, yes, and yes. Maybe all of us have been through this stage where we looked for solutions. Yes, it's part of life. Da, e parte din viață. We exhaust ourselves. Ne epuizăm with the mind, you know? Cu mintea. Until we finally surrender. Până când într-un final ne abandonăm, capitulăm. The understanding comes. Și de-abia apoi vine înțelegerea. Da. Ce se întâmplă după aceea? După what ce vine happens? Înțelegerea, cum se poate schița restul evoluției what noastre? What happens after you understand? How do you sketch the rest of our evolution? I think once you start to understand this process of life, this process of understanding, cred deep understanding. Odată ce începi să înțelegi cu adevărat acest proces al evoluției și al înțelegerii what profunde, what naturally arises inside of you is a deep compassion for fellow human beings. Ceea ce iese la suprafață este o compasiune foarte profundă pentru celelalte ființe umane. There's usually some type of impulse to serve. Și vine impulsul de a ajuta, de a servi. So when I'm doing this talk, for example, atunci with you, când vorbesc, cum sunt acum cu tine? I'm thinking very deeply about your viewers. Mă gândesc profund la telespectatorii tăi. I want my answers to be simple. Și cum aș vrea ca răspunsurile mele să fie simple, clare. And to point in the right direction. Și să indice în direcția corectă. Mm-hmm. So I think there's this natural tendency to start to think in a broader term. Cred că este o tendință naturală să ne gândim din ce în ce mai larg. In whatever small way that I can do. În ce fel micuț pot eu să servesc? Fiindcă aici a existat un fenomen acum câțiva ani în România. There was a phenomenon a few years ago. Acum a mai slăbit în intensitate. Now it's not as strong. Oamenii migrau de la un curs de spiritualitate la altul. People were basically migrating from one spiritual class sure, to another. Sure. Fără să practice aproape nimic din ce învățau. Without practicing nearly anything of sure, what they learned sure, sure, in the previous class. Sure. Ați trecut și voi în Anglia prin așa ceva, prin epoca asta? Did you had did you had something like this in UK? Yes, not only in the UK, I think all around the world, da. And also personally. I mean, I had a part of that in my life. Nu sure. Numai în Marea okay. Britanie, cred că în întreaga lume și da. Să fiu sincer, și eu în viața mea am trecut prin perioade de genul ăsta. Înțeleg. Ok, acum aș vrea să mai folosim cele câteva minute pe care le avem din rubrică. I would like to use the next minutes. Să ne vorbești puțin despre seminariile tale, fiindcă asta este foarte important, mai ales că vor fi multe evenimente în curând. Because it's really important, especially because there are going to be many in the future. Sure. Sigur. Thank you. Mulțumesc. Nu, chiar acum vreau să-l rog să... Would you like to yeah, tell sure, us more? Yeah, sure. No, just yes, if, yeah. If you can say a few words... Acum, dacă poți să ne spui câteva cuvinte so, despre cursurile care urmează. Yeah, I mean, the main work that's coming up is... And the main work I'm promoting here in Romania is to do with the body work. Principalele uh-huh. cursuri pe care le promovez and în România au legătură the jinkies. Cu... cheile genelor mm-hmm. și cu lucru corporal. And the jinkies, we have a big retreat coming up soon. În cheile genelor va fi un retreat. So we have many people coming from all over the world, plus Romanians. Mulți so români, a big international event. Mulți oameni care vin din afara țării în eveniment internațional mare. And we're going to look very deeply into this pain. Și în aceste trei zile ne vom uita profund în durerea asta. That we feel the most in our relationships. Pe care o simțim cel mai mult în relațiile noastre. So it's called the Venus sequence. Se numește secvența Venus. And it's all okay. about learning to use our relationships și are legătură as a spiritual path.
cu a învăța să folosim relațiile noastre ca pe o cale spirituală. As a very direct spiritual path. Este o cale spirituală foarte directă. Because there's no doubt when we're in relationship, a Pentru lot of pain usually comes up. Nu este niciun dubiu că atunci când suntem într-o relație, iese la suprafață foarte multă durere emoțională. Okay. So the Venus sequence teaches us how to unwind, how to really see clearly. Secvența Venus ne ajută patterns that we carry, să vedem cu claritate și să desfacem tiparele pe care le purtăm. That keep us away from this love inside of us. Tipare care ne țin departe de această iubire fenomenală din interiorul nostru. Ok. Mulțumesc frumos, e foarte interesant și util ce ai spus. It sounds really interesting and useful. Se leagă foarte mult cu prezentarea de carte pe care o vom face imediat după pauză. And I think it relates to the book that we're going to talk about after the break. Yes, exactly. Așa că luăm o scurtă pauză și așteptăm să vedem ce spui despre carte. Yes. So we'll take a short break and looking forward to hear you talking about the book. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Cartea lui Ștefan se realizează împreună cu domnul Andrew Fretwell, maestru Tao, și domnișoara Alexandra Chiru, care ne ajută cu traducerea. Andrew, vreau să te întreb despre ce carte este vorba. What book is it about? Ce ne recomanzi? What's the book? What do you recommend us? Și ce ai de spus? And what do you have to say about it? Okay, great. So the book is The Gene Keys. Cartea se numește Cheile Genelor. And it's about evolution. Și este despre evoluție. It's about personal evolution and collective evolution. Despre evoluție la nivel personal și evoluție la nivel and colectiv. And the main teaching of the Gene Keys is. Și principala învățătură pe care Cheile Genelor o aduc. It's actually what I've been talking about the whole time. Și este același lucru despre care am vorbit tot timpul până acum. It's really seeing a vedea what a human being is. A vedea în profunzime ce este o ființă umană. How profound DNA is. Cât de adânc este ADN-ul, cât de profund. It is, you know? Cât de profund e ADN-ul nostru. So the book is all about releasing vorbește the potential of your DNA. Ați elibera potențialul ascuns în ADN-ul tău. It's an incredible, deep, profound, mystical, loving transmission. E o transmisiune plină de iubire, e o transmisiune mistică. That's come into the profundă, into human consciousness at this time. Care vine în conștiința umană acum. For the benefit of all humanity. Pentru beneficiul întregii umanități. So it truly is a gift. Este cu adevărat un dar. From life. De la viață. And this book and și cartea my friend Richard, who wrote the book, și prietenul meu Richard care a scris-o, truly a gift to humanity. Sunt cu adevărat un dar pentru întreaga umanitate. And the reason I'm so promoting it here in Romania. Și motivul pentru care o promovez din toată inima în România. Is because it puts the responsibility of our growth back where it belongs. Este pentru că pune înapoi redă responsabilitatea celui care aparține. Which is within ourselves. Adică nouă înșine. And really deep in ourselves in the DNA. Și adânc în interiorul nostru, în ADN-ul nostru. And you will never read a more clear book. Nu vei citi o carte mai clară about the potential of a human being. Legată de potențialul unei ființe umane. The genetic potential, the spiritual potential. Potențialul genetic, potențialul spiritual. And you'll never read a clearer book. Și nu vei citi o carte mai clară. About the challenge of being human. Legată de provocările. Basically all the things we talked about today. Provocările de a fi ființă umană, deci tot ce am vorbit astăzi. Which in the book are put under the heading of a shadow. Care aceste provocări în carte se găsesc sub titlul de umbre. But the book is profound.
Dar cartea este profundă. Because it basically says, pentru că practic spune, the shadow is not something to resist. Umbra nu este ceva care trebuie să-i reziști. It's something to allow. Ci este ceva ce trebuie să permiți. To accept. Să o accepți. And to embrace. Și să o îmbrățișezi. So that we can evolve. Pentru a putea evolua. So it's a profound book. Este o carte profundă. Ok, și aș mai avea o mică curiozitate. Evident că este imposibil ca cineva care nu a făcut un curs, o formare. Obviously, it's impossible for someone who didn't do a class or a formation or a training. Să folosească cartea. To use the book. Sau nu poate folosi așa cum trebuie. Or it cannot use the book as it should be used. Dar întrebarea ar fi cum se folosește cartea. How do you use the book? Okay, let's take a jinky. În regulă, hai să luăm o cheie. So and the jinky is split into three frequency bands. Fiecare cheie are trei nivele de frecvență. Okay. Shadow, umbră, gift, dar and siddhi. Și siddhi, dar divin. And they're basically talking about ele vorbesc despre potențial. The potential of a human being. Potențialul ființei and umane. And the challenge of a human being. Și provocările de a fi om. So I'm going to choose a jinky that I talked about right at the beginning. Voi alege o cheie a genelor despre care am vorbit so de la început. The shadow of dissatisfaction. Umbra insatisfacției. What's the gift? Care e darul? You know what the gift is? Știi care e darul? Vitality. Vitalitate. So you think to yourself, how can dissatisfaction lead to vitality? Cum ar putea insatisfacția să ducă la vitalitate? So yeah, I'll tell really. You how. I'll tell you am how. Să-ți spun cum. We have to feel that dissatisfaction trebuie inside us. Trebuie să simți acea insatisfacție din interior. Remember we did it right at the beginning. Îți aduci aminte? Asta am făcut la început. It's because of that dissatisfaction. Această insatisfacție din interior. That we become spiritual seekers. Este cea care ne ajută să devenim căutători spirituali. And we keep feeling dissatisfied and we keep looking. Și noi ne simțim nesatisfăcuți și atunci căutăm în continuare. But now the jinkies say. Dar vezi că cheia asta spune. There's no solution. Nu există o soluție. Go into the dissatisfaction. Intră în această insatisfacție pe accept care o simți. That it's there. Accept-o că este acolo. Don't act on it anymore. Nu mai reacționa don't la ea. Judge it. Nu o mai judeca. Don't let it rule your life. Nu o lăsa să-ți conducă viața. Start to go into it. Și dă-ți voie să pătrunzi în interiorul and ei. As you go into it. Și pe măsură ce intri. As you feel it. Pe măsură ce and you realize how much it governs your în life. Acest sentiment și observi cât de mult îți guvernează viața, viewers, îți o conduce. Just go inside. Asta e pentru telespectatori. Intrați în interior. Still, stați liniștiți. And you will feel your dissatisfaction. Și în nemișcare veți simți insatisfacția din interior. Right now we can feel it. It's there. Acum o putem simți. Este acolo. Este aici. But if we stay with it. Dar dacă rămânem cu ea. It will transform. Se va transforma. Into vitality. Se va transforma în vitalitate. Because there's so much energy in dissatisfaction. Pentru că insatisfacția are atât de multă energie. So much energy. E atât de multă energie it's acolo. It's driving the whole human race. Conduce, este cea care este fast food. Motorul. Este motorul întregii umanități pentru. So there's a power there. Soluții. If deci we este multă putere acolo. Start to go into the dissatisfaction. Atunci când intrăm în această it will actually create almost like an atomic rupturing in your DNA. Se va crea ca o ruptură atomică în interiorul ADN-ului tău. And și you're going to be a deeply rebellious human being. Vei deveni o ființă umană profund rebelă. You know, you're going to be deeply rebellious, right? Da. Vei fi profund rebel. Because you're going to be doing something that the rest of humanity isn't. Pentru că vei face acel lucru pe care restul umanității nu-l face. You're going to be embracing your dissatisfaction. Îți vei îmbrățișa propria insatisfacție. And instead of letting it run you unconsciously. Și în loc să o lași să te conducă. You're going to be a warrior. Vei fi un luptător. You're going to go into that dissatisfaction. Vei intra în această insatisfacție. And you're going to see. Și vei vedea. That that is the human state. Că asta este starea în care întreaga umanitate se află. When you finally allow that, și când în final vei permite acestei so much stări energy is going to be să fie, released inside of you. Atât de multă energie se va elibera so much vitality. În interiorul tău, atât de multă vitalitate se eliberează. And you'll have a eureka moment. Și vei avea un moment de eureka. And you'll realize, wow.
și vei realiza, wow. It's true. E adevărat. Every shadow. Fiecare umbră contains a gift. Conține un dar. You see how it works? Vezi cum funcționează? Can you feel it? Poți să simți? Can you feel how dissatisfaction is like a circle? Vezi, insatisfacția ca un cerc anywhere. Care nu conduce nicăieri. So it has a higher purpose. Așa că are un scop mult mai înalt. Like if we keep following that dissatisfaction, dacă o vom urmări, coming back. Ea se tot întoarce în același loc. But if we stop, dar dacă ne oprim, and if we go into it, și intrăm în ea, you have to see what will happen. Așa se produce transformarea. That's how transformation occurs. That's right. Așa este. Da, fiindcă simt că vorbești despre o transformare. Yes, because I can feel you talk about a transformation. Care se produce natural în ființa noastră. And it's a transformation that naturally occurs in our being. Când trecem prin anumite etape. When we break through. It will feel deeply uncomfortable. Da, și se va simți profund inconfortabil, va fi un sentiment de disconfort. Inside of you. Pentru că tot ceea ce the collective consciousness of humanity, tău, which is mostly shadow consciousness, is against that movement. Este în general la nivelul umbrei. It's like a collective thought form. Este împotriva acestei mișcări, ca o formă gând colectivă. I need some food. Simt că sunt nesatisfăcut, am nevoie de mâncare. I need a spiritual teacher. Am nevoie de un profesor spiritual. I need this, I need that. Am nevoie de aia și ailaltă. And so it goes. Și uite așa ne învârtim în cerc. So we have to go inwards. Așa că trebuie să ne întoarcem către and noi. Be a rebel. Și să fim un rebel. Be a warrior. Să fim un luptător. I mean, I invite everyone to try it. Și vă invit pe toți să încercați asta. Just for 1 hour. O singură oră. Sit with the dissatisfaction. Stați cu acest sentiment de insatisfacție interioară. And if you do that, și dacă faceți asta, you can really say I'm a spiritual warrior. Puteți să spuneți apoi, da, sunt un luptător spiritual. I'm going against collective thought. Pentru că eu merg împotriva formelor gând colective. It's an amazing gift. Și este un dar extraordinar. This is what the gene keys bring. Asta aduc cheile genelor în viața ta. Da, într-adevăr un dar extraordinar. It's a wonderful gift, indeed. Luăm ultima pauză din emisiune în momentul acesta și trecem la recomandările săptămânii. And we'll go to the recommendations of the week. Okay. Thank you. Thank you. Mulțumesc. Recomandările săptămânii se realizează împreună cu domnul Andrew Fretwell, maestru Tao, și cu domnișoara Alexandra Chiru, care ne ajută, ne-a ajutat și ne mai ajută încă puțin cu traducerea. Recomandarea mea pentru dumneavoastră de săptămâna aceasta este foarte simplă. My recommendation this week is very simple. Și anume, accesați site-ul genekeys.ro. Se scrie genekeys.ro. The spelling. Sau același site cu terminația .com, deci genekeys.com. Genekeys.com. Și acolo veți găsi detalii despre următoarele cursuri pe care le va ține Andrew în perioada următoare. You will find recommendations about the next classes Andrew is going to have in Romania. Pe care le consider foarte folositoare pentru noi toți. Classes that I think are really useful for all of us. Andrew, am o ultimă întrebare pentru tine în minutul care a mai rămas. Vreau să te rog să spui o frază de încheiere pentru telespectatori. Do you have anything to say for our show viewers? Yes. I think to remember the power of kindness. Mi-aș dori să vă aduceți aminte de puterea blândeții. To remember that our nature is actually kindness and friendliness. Să vă aduceți aminte că natura noastră adevărată este blândețe și prietenie. Just when I
past that old man in the street. Când am trecut pe lângă acest bătrân căzut pe stradă. And I saw all the kindness showed to him. Și am văzut câtă bunătate i-a fost arătată de către ceilalți. And many times it seems much easier to be kind sometimes to strangers. De multe ori e mai ușor să fii bun cu străinii. Than it is to the ones we deeply love, you know. Decât să fii bun cu cei pe care îi iubești profund. And this is what the Venus sequence is teaching. Asta este învățătura secvenței Venus. When our partner or when our child or when atunci când anyone partenerul we're close nostru to, sau copilul nostru sau oricare persoană cu care suntem foarte apropiați is angry at us, este furioasă is upset, pe noi sau supărată is in pain, sau în durere. If we can just remember, dacă putem să ne aducem aminte to be kind, să fim buni, I think a lot of good come out of it. Să fim blânzi. Cred că mult bine va ieși din asta. Just basic human kindness. Este bunătate umană de bază, fundamentală. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele de înțelepciune. Thank you so much for your wise words. Thank you so much. It's been wonderful. Și eu îți mulțumesc din suflet. Really great questions. Ai pus întrebări fenomenale. M-a impresionat foarte mult speech-ul tău. I was impressed by everything you said. Suntem onorați și îți mulțumim pentru prezența în emisiune. It's a big honor to have you here. Thank you. Și dacă va exista posibilitatea, te așteptăm să vii cu mare plăcere și în alte emisiuni ale noastre. And if it's possible, please come again to our show. I would love to come. Mi-ar plăcea să vin din nou. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Thank you. Mulțumesc thank you so much. Alexandra Chiru, thank you, Alexandra. La ducere. Not so easy. Dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă, iată o ediție foarte frumoasă a emisiunii, tocmai s-a sfârșit. Vă doresc o săptămână bună, plină de lumină, să ne revedem sănătoși și voioși sâmbăta viitoare la ora 19:30, numai și numai la televiziunea 6TV. Thank you.